Salutare, bine ați revenit pe canal, un like, un subscribe mă ajută foarte mult și vă mulțumesc anticipat. Dacă ne uităm așa rapid peste piața cripto, majoritatea proiectelor sunt pe scădere, au corecții, unele mai mult, altele mai puțin. Sunt câte 2-4 care nu vor să fie în ton cu celelalte, SETS plus 9,3%, CAS plus 16,1%, BGB plus 19,2% și SC plus 14,1%. Celelalte proiecte, corecții micuțe, DOT minus 2%, XRP minus 1,4%, Solana minus 2,2%, altele au corecții mai mari. VeChain minus 9,5%, PIT minus 4,9%, Render minus 5,7%, Dimension minus 8,3%. Acum, așa e în spațiul cripto. Orice crește, mai și coboară, ce e important e să mențină structura de preț, să fie în continuare pe trend ascendent și noi să gândim ca și investitori să nu ne mai panicăm, aoleu, aoleu, se prăbușește Dimension minus 8%. Aoleu, aoleu, cum arată graficul, n-a crescut cumva înainte cu poate 8-9%? Păi ba da, păi și atunci de ce te sperii? E exact unde a fost acum câteva zile. Piața îți dă șansa, dacă dorești, să acumulezi acum câteva zile înainte de pump, înainte să te apuce FOMO. Aia nu înseamnă că eu vă zic acum cumpărați Dimension sau așa mai departe, doar vă încerc să vă explic gândirea unui investitor versus a unui speculant care crede că se îmbogățește de pe azi pe mâine. Acum au venit multe știri despre recesiune tehnică în Marea Britanie, în Japonia, dar discutăm despre asta luni. Astăzi vreau să discutăm despre ceva mega interesant. A venit iar anunțul de pe pagina celor de la OpenAI că au introdus acest model Sora. Este un model de inteligență artificială, text-to-video model, adică tu îi dai textul, îi scrii ce vrei și își generează videouri într-un mod automat folosind inteligență artificială. Na, prima dată așa sună în apă fix pix cor, cum există chestii deja pe piață, dar când m-am uitat cum le-au făcut și cât de bine arată, Dumnezeule, mi s-a făcut ieri, că ieri am văzut știrea, era în lucru, pielea de găină, deci eram efectiv eu și colegii mei că trebuie să le arăt și lor, Dumnezeule, unele videouri nici nu zici că sunt făcute de inteligență artificială. Și acum hai să ne uităm așa în mare. Și vedem aici textul, beautiful, snowy Tokyo city is bustling, the camera moves through the bustling city street, following several people enjoying the beautiful snowy weather and shopping at nearby stalls. Acum, să zicem și așa și în română, uite, putem da și aici traducere dacă nu știți. Sora poate crea videoclipuri de până la 60 de secunde cu scene foarte detaliate, mișcare complexă a camerei și cu mai multe personaje cu emoții vibrante. Și acum ce i-au cerut? Așa ca și exemple, orașul frumos și înzăpezit, Tokyo este plin de viață, camera se mișcă pe strada plină de viața orașului, urmărind mai multe persoane care se bucură de vremea frumoasă cu zăpadă și fac cumpărături la tarabele din apropiere. Petale superbe de sakura zboară prin vânt împreună cu fulgi de zăpadă. Și hai să vedem ce a generat într-un mod automat acest Sora, acest program de inteligență artificială dezvoltat de cei de la OpenAI, cei care dețin și ChatGPT. Hai să ne uităm. Hai să dăm să se vadă așa mare. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă cum arată. Acum, scuzați calitatea de așa pe Twitter mai pixelate, dar arată... Dumnezeule, spre ce ne îndreptăm? Vrem, nu vrem, inteligența artificială vine peste noi. Poate azi, mâine și ceea ce fac eu acum o va face un soft denumit nu știu cum. Va prezenta toate știrile din spațiul cripto, analiza la proiectele noi care sunt interesante și care vor aduce foarte mulți bani investitorilor într-un mod atât de simplu. Solicitare. Spune-mi, te rog, care monedă va performa cel mai bine în următorul bull market. Analizează în proiectul Dimension, am aici așa ceva din cap, proiectul Avail, care va performa cel mai bine și efectiv să-ți facă un video, să-ți analizeze graficul și atunci să dispară toți youtuberii, cum ar fi? Ia, chiar sunt curios, v-ar plăcea să fie atât de simplu, să nu mai
urmăriți pe nimeni să ne ia pâinea de la gură al tuturor youtuberilor. Acum trece și peste momentul meu de glumă, hai să vedem alte. Uite, asta e cu niște mamuți, tot așa i-au zis, fă niște mamuți care fac și drag, uitați-vă, inclusiv firele de păr de pe urechi, cum se văd. Incredibil! Și cel mai tare video, ăsta mi-a plăcut cel mai mult mie, trebuie să-l pun pe pauză, să nu așa. Deci, fă domnul Sora acest program, fă un movie trailer și arată un om de 30 de ani care are pe cap o cască de spațiu, în fine, bla 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 bla, helmet de motorcycle și așa mai departe. Cu culori vivid, filmat pe 35 mm film și uite cum arată. Cum arată, deci uitați-vă, arată ca un om real. Deci ăsta e generat cu inteligență artificială, numai un pic. Ia uite, ia uite-l. Ce tare. Dați seama că acum sunt la 60 de secunde. În următoarele luni, în următorii ani, o să genereze video de 5 minute, 10 minute. Și cu fiecare update, aceste softuri, aceste programe, o să fie și mai bune, și mai bune, efectiv. Incredibil. Și acum mai erau și altele care nu m-au prea fascinat. Asta ceva cu corala asta nu mi-a plăcut. Și asta cu Mutsunaki asta nu m-a prea fascinat, dar na. Și asta tot așa, uite, tipul asta super tare, care știe, e mândră, stylish, uite ce bine arată. Și atunci, dacă vine inteligența artificială peste noi, încet, dar sigur, astăzi vreau să ne uităm peste mai multe proiecte de inteligență artificială pe grafic, unele mai cunoscute, altele mai puțin cunoscute. Dar înainte să le prezint, cred că sunt vreo 10, ne uităm puțin să vedem ce am mai filmat pe canal pentru membrii, ce planuri mai am pentru viitor și după aia trecem și la Bitcoin și la, cred că 10 sau 11 monede de inteligență artificială. Și le luăm așa, în ordine cronologică, marțea viitoare la ora 8. Vă aștept ca de fiecare dată, în fiecare săptămână, la live-ul cu membrii, la ora 8. De data aceasta pot să stau 2 ore. Săptămâna trecută am putut doar o oră jumătate și spune live, Bitcoin, am mai făcut asta, unde ajungem în următoarele luni. Eu, pe lângă chestiile care le vedeți peste tot pe internet, folosesc și mulți indicatori care nu sunt cunoscuți de multe persoane, doar eu și anumite, un grup așa restrâns avem acces. Acești indicatori m-au ajutat în bull market-ul trecut să vând tot Ethereum-ul la $4,000 în aprilie 2021. N-am nimerit topul la 4,400, sincer, prefer și în 2025 să vând sub 10% din top. Pentru mine va însemna, mamă, câți bani. Și dacă vă întrebați, da, ai avut și odată noroc, eu zic că n-a fost noroc, la fel cum am știut și când a fost boată, nu vă mai arăt acum videoul că v-am stresat destul, postat de multe luni, unde aveam 10 motive, 10 chestii pe care le-am urmărit și așa s-a întâmplat. Eu zic că dacă am reușit în 2021, o să reușesc și în 2025 să vând spre vârful, spre topul pieței, pe în cadrul comunității eu nu am secrete și atunci o să prezint cu membrilor ceea ce urmăresc eu pe acest indicator și unde arată că ar trebui să fie Bitcoin în următoarele luni. Numai puțin, că nu știu de ce nu s-a aranjat pe aici, aoleo, ce am mai filmat, uite că nu spuse în ordinea în care trebuie, vai, 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 vai. Trebuie să schimb ceva setări la YouTube să le arate corect. Am un video tot așa pentru membrii de ce am cumpărat Dimension, are șanse să performeze similar Celestia. La fel despre Matic, Matic, ai primit deadline, ce fac dacă nu se ține de plan, ce au mai dezvoltat, efectiv vă prezint ceea ce vreau să fac cu ceea ce dețin eu token Matic, este pe locul 2 ca și bani investiți, ceea ce urmează pe proiect, ce dezvoltă și ce o să fac. Nu vreau să vă dau spoilere, cine e curios, poate să se alăture comunității și poate să vadă acest video, la fel cum au performat în trimestrul 4, pe mai multe, pe tot ce înseamnă Matrix-uri, XRP, Atom și Aptos, la fel ADA și AVAX, cum au explodat pe Matrix-uri în trimestrul 4 din acest an. Până la urmă, asta fac eu pentru comunitate, filmez foarte mult fundamente, prezint proiecte. Am așa pe țeavă, ca să zic așa, două proiecte noi care urmează să se lanseze anul acesta pe care încă le mai analizez
Mie îmi place să le analizez așa în detaliu, să nu mă grăbesc, de aceea nu cred că voi putea în acest weekend să le filmez, oricum am filmat prea multe astăzi. Iar pentru cei care vor să ajungă și pe Discord, suntem mulți în comunitate, momentan doar 269 au făcut legătura între Discord și YouTube, astfel încât să fie adăugați automat. Nu vreau să vă arăt ce discutăm, avem aici Crypto la obiect, unde efectiv discutăm tot spațiul crypto, 24 din 24, 7 zile din 7 zile, non-stop, pe cineva aici găsiți, adică în toată comunitatea găsiți pe cineva care să vă ajute, să vă răspundă la orice întrebare. Sunt persoane pe grup mai vechi decât mine în spațiul crypto, au prins mai multe bull market-uri, mai multe bear market-uri, nimeni nu ține informațiile pentru el, ne ajutăm unii pe alții, vrem să facem bani toți. Nu cred că e nimeni în comunitate care să nu aibă un profit frumos momentan din spațiul crypto. La fel despre airdrop-uri se discută la greu aici. Tot ce urmăresc cei din comunitate au făcut bani frumoși și din airdrop-uri doar făcând anumite task-uri sau efectiv doar punând la stake. La Taklale aici discutăm tot spațiul crypto și fără crypto ce vreți voi, monede noi nelistate. Aici discutăm doar despre monedele noi, pe care noi le urmărim, le așteptăm. Deja colegii mei și cu mine știm în ce vrem să investim, doar adunăm bani, ne pregătim, o să vină proiectele, cumpărăm, facem bani și așa mai departe, inclusiv partea de Academy, unde cei mai noi, ca să zic așa, în spațiul crypto, li se prezintă informații, să fie învățați, să înțeleagă spațiul crypto. Am și eu aici o partea asta cu postări de an, unde mai pun și eu tot felul de chestii despre spațiul cripto și aici doar eu postez ca să nu mai fie alandala, să rămână informațiile cine vrea, doar aici se uită. Până la urmă, dacă sunteți interesați, vreți să vă alăturați comunității, aveți link în descriere și în primul mesaj de pe video, nu e obligatoriu, doar cine vrea să facă bani, punând pe primul plan risk management și doar ulterior foarte, foarte mulți bani. În caz că nu știți, vă mai zic încă o dată, suntem în comunitate oameni din toate clasele, oameni care, păturile sociale mă refeream, și oameni cu studii și fără studii, oameni cu 1000 de dolari investiți, 10.000, sute de mii de dolari investiți în spațiul crypto. Găsiți tot ceea ce doriți în această comunitate, toată lumea vă ajută și cu acestea fiind spuse, trecem la Bitcoin și la monedele de inteligență artificială. Dacă dorești să susții și să te alături comunității și să beneficiezi de foarte multe beneficii, începând cu insigne de fidelitate, prioritate la răspuns, video în avantpremiere, video exclusive, live-uri săptămânale pentru membri, acces Discord, o poți face apăsând butonul Alătură-te. Ai link în descriere și în primul mesaj de la acest video. Mulțumesc anticipat, uitați că poți să vorbești și repede. Aici puteți vedea o parte dintre proiectele din categoria de inteligență artificială. Unele sunt incluse și Aeronaut, Internet Computer și The Graph. Nu, scopul lor principal nu este partea aceasta de inteligență artificială și aici vedem, după capitalizare sunt ordonate, avem Fetch, SingularityNet, Ocean Protocol, Bittensor și așa mai departe, le vedeți aici mult mai multe. Nu sunt chiar ordonate, uite acum trebuie să-l ordonez, uite acum sunt ordonate după capitalizare. Și o să ne uităm peste vreo 10 proiecte din această listă. Proiecte de inteligență artificială pe grafic imediat. Acum, cine e interesat, am și eu un video făcut acum o lună, exclusiv proiecte AI cu mare potențial. Vă las linkul în descriere și în primul mesaj, în caz că vă interesează. Sunt proiecte noi, proiecte vechi, cu o capitalizare de piață mai mică, cu potențial. Le-am analizat așa în mare, rămâne ca și voi să analizați în detaliu și dacă vă interesează să investiți în ele. Și acum dacă trecem la Bitcoin, că am zis că prima dată începem cu Bitcoin, momentan suntem așa într-o etapă mică de corecție prin care traderii își au profit. Mare, mare grijă, acum nu mai deschid pe partea de open interest, arată că există volatilitate și va urma volatilitatea în următoarea perioadă, de aceea vă recomand, cei care mai faceți așa și trading, mare, mare grijă cu leverage-ul, ceea ce faceți, nu cumva să fiți lichidați. Acum, dacă ne uităm strict pe daily, arată bine momentan Bitcoin, este în partea de sus, ma ideal, ma bine.
Adică e corect spus, arată bine, nu arată foarte bine. Deci, ca să arate super, foarte bine, cum vreți voi, trebuie să nu piardă zona de 51.823 pe daily și să stea aici deasupra să consolideze șulterul să meargă mai sus, acum. Și dacă continuă, să zicem, să coboare, să existe ceva presiune de vânzare și dacă ajunge la 50.285, all good, chiar și aici la 47.810 nu e nimic rău pe Bitcoin, totul arăta perfect, ma, într-un mod ideal. Aș prefera să văd aici corecție până la 47.826 și să văd interes din partea cumpărătorilor. Între timp va ajunge și EMA 21 pe daily, această medie mobilă cu verde acolo în următoarele zile și atunci ar păstra structura de preț de trend ascendent. Hai să vă explic. Am avea aici o zonă de suport. Ce a fost aici un higher low, aici ar fi un nou higher low și aici dacă ar ține și ar corecta și deci din nou să pompeze, ar fi încă un higher low. Structura momentan arată bine, dar vă dați seama și crescut foarte mult în câteva zile Bitcoin, de aceea nu vă recomand să nu vă panicați dacă vedeți ceva candele roșii zilnice, e nimic, uitați-vă doar cât a crescut Bitcoin în câteva zile, uitați să nu uităm numai de aici. Deci cât să luăm? De aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, în 8 zile, Bitcoin a crescut 17% și acum avem o corecție din high-ul ăsta de 2,36%. Nimic. Deci e ok Bitcoin cât timp stă aici. Ma, n-are sens să mai stăm pe Bitcoin, oricum l-am analizat în detaliu în videoul de luni, pe săptămână, analiza săptămânală, oricum analizez și luna următoare, vedem cum închide duminică Bitcoin și atunci discutăm și în detaliu despre recesiune, cum am zis la începutul videoului și atunci hai să trecem așa încetişor la proiectele de inteligență artificială. Și acum de ce vi le prezint? Păi, uitați-vă că există în continuare hype, în continuare există narativa potrivită, partea aceasta de inteligență artificială. Dacă OpenAI au lansat acel proiect super tare, acel produs al lor, vă dați seama că se va răsfrânge și în spațiul cripto, va veni încă un val de hype. Asta estimez eu în următoarele luni, următorii ani. Ma, oricum, și voi ați observat narativa aceasta cu inteligența artificială că prinde foarte bine. Și atunci, când ne uităm pe anumite proiecte, luăm acum prima dată Bittensor Tao, punem pe weekly, ne uităm la ce am mai desenat eu în trecut și ce avem aici, mă, că se duce racheta în sus. Deci, pe cuvântul meu, acest desen era făcut înainte să fie graficul așa. Puteți să vă uitați și în trecut la videourile mele, eu nu șterg ceea ce desenez, dacă iasă, mă laud, dacă nu iasă, mă facă plouă. Glumesc și eu, dați seama. Mă așteptam după această perioadă aici, când eram să fie o corecție și ulterior, din nou, dacă ține suport aici, asta ziceam eu din ce țin minte în videourile trecute, dacă ține zona asta de 214, se duce așa o rachetă. Acum, dacă ne uităm, trebuie să șterg ca să se vadă mai bine. Așa. Acum, după o corecție de cât a fost aici? Așa de curiozitate. De 50%. Investitorii, cei care vreau să acumuleze acest proiect, apropo, dacă vreți să vedeți analiza mea fundamentală, căutați Crypto Dan Bittensor Tao, cred că e în 31 decembrie, postat videoul, înainte de Revelion, vedeți că arată bine pe partea aceasta de inteligență artificială. Și acum, dacă ne uităm, după această corecție de cât? 50 și ceva la sută, ce a făcut prețul? Ceea ce încerc să vă transmit în ultimele videouri, din ultimele luni, prețul după pump-uri foarte mari, vin corecții și caută să testeze EMA 21 pe weekly. Dacă acolo ține, există interes, e confirmare trend ascendent și pe aia încă un pump, pump, pump. Așa arată proiectele pe grafic în bull market-uri. Când o să ajungem în etapa aceea, uite, unele proiecte cred că sunt deja în acea etapă de bull market agresiv, vă recomand, cum am și în videoul trecut, mergeți frumos și vă setați EMA 9 pe grafic. Și o să vedeți că nu o să mai existe pullback-uri atât de dese spre EMA 21 pe weekly, cât spre EMA 9. Și atunci o să țină tot așa, pam, pam, pam și se duce în sus. Acum, strict, ca și grafic. Dați seama că cei care au cumpărat toată zona aceasta, acum sunt mega fericiți,
visează la insule, la demisie și așa mai departe, în funcție de câți bani au investit. Stai să scot IMEI nouă, cum mă deranjează. Dar, un investitor, ce face? Gata aici, n-a cumpărat aici, renunță, șterge graficul la proiectul ăsta și nu mai cumpără dacă el îl analizează și consideră că fundamentele arată bine? Nu. Încearcă să cumpere pe următoarea tranșă, adică următoarea etapă, următorul etaj. Nu plângi și gata, nu mai vreau să aud de AI niciodată. Nu. Realizezi, ok, n-am cumpărat aici. Dar dacă cumpăr eu în zona asta, cum îmi place mie să desenez aici, să zicem, zona 1, cei mai tari aici au cumpărat, zona 2 de acumulare este zona 2 aici, aici ce a fost? Zona 3, în care prețul ți-a mai dat șansa încă o dată, adică n-ai cumpărat aici unde era șansa vieții tale. Aici era șansa vieții tale mai, un pic mai mică. Aici era, bă, încă e bine. Acum, ce e asta? Decolare. Oare cât a făcut de la șansa vieții tale numărul 3, de la acest etaj, cât a crescut acest proiect? Pentru că a avut cadrul potrivit, hype și așa mai departe. S-a mai făcut 226%. Acum, strict ca și analiză tehnică de trader, de ce vreți voi, următorul suport e aici, la 396 de dolari. Asta nu înseamnă că va și ajunge curând sau în viitor. Ce era bine? Aveați 1, aveați 2, aveți 3. Acum pot să și desenez pe grafic. Aici zona asta. Pac. Deci următoarea zi, uite, punem aici 4. Uite așa. Acum rămâne voi să stabiliți dacă mai merită, din punctul vostru de vedere, să alocați pe un proiect care a trecut de etajul 1, etajul 2 de acumulare, etajul 3, etajul 4, cu cât se duc aceste etaje mai sus, cu atât există riscul să vă treziți cu niște corecții mai ample, cu atât există șansele să faceți mai puțin bani, să fie mai ok long term, să căutați alte proiecte care n-au trecut prin aceste etaje încă 1, 2, 3, 4, 5. Eu tot ce pot să zic, că pentru mine personal, pe portofoliul meu, nu mai merită să cumpăr acest proiect, a ajuns deja la etajul 11, dar chiar și de la acest nivel, 642, și acum o să mă înjure câțiva că bag fomon oameni, eu vă garantez că veți face bani în bull market și cu 642. Acum, șanse mari să nu faceți la nivelul pe care voi vi-l doriți. Și atunci, mergeți frumos, deschideți un Excel sau ce vă place vouă, o foaie și faceți calcule. Mai merită din punctul vostru de vedere să aloci aici sau cauți alt proiect sau te uiți la alte proiecte noi care vin pe inteligență artificială. Eu personal am luat decizia nu cumpăr și acum așa, by the way, cum ar zice americanul, eu am ghilimele gafat rău de tot pe nișa asta de inteligență artificială, n-am prevăzut că va veni așa un mare hype și nu m-am apucat să cumpăr nimic. Și atunci eu mi-am setat, dar e doar portofoliul meu, e doar abordarea mea. N-am cumpărat când a trebuit la etajul 1, rămân pe alte nișe, nu mai stau acum să urmăresc ceva ce a ajuns atât de sus, dar este doar abordarea mea, nu înseamnă că va fi și cea mai bună long term. Voi faceți și urmăriți-vă propriul vostru plan. Și acum dacă v-am zis unde ar fi zonă de suport, așa, din punct de vedere tehnic, trecem la următorul proiect. Îi spune Fetch AI, îl găsiți pe canal analizat. Ca de fiecare dată vă spun când sunteți curioși dacă un proiect e analizat de mine, intrați pe YouTube, scrieți CryptoDan și denumirea proiectului și vă garantez că o să vă arate dacă am video sau nu. Acum au fost ceva turbulențe, ceva știri din partea celor de la Fetch, ceva pe insolvență și-au mutat sediu, să nu credeți că vă ascund, să aveți în vedere, dar asta nu înseamnă că un proiect nu poate să continue să performeze, poate să fie doar, cum zic, influencerii, scap acum, în fine, o să zic cuvântul când îmi vine. Ce mă nervează, se vede că am 40 de ani, încep să am deja lapsus. Mi-am adus aminte, îi spune FUD, Fear, Uncertainty and Doubt. Na, și chiar și cu acele știri, prețul a continuat să crească și acum hai să ne uităm ca și investitori. Și
ce a făcut Fetch. Da, nu mai e. Deci știți deja, etajul 1, etajul 2, etajul 3, da? Ba, hai să desenăm totuși. Uite, etajul 1, etajul 2, etajul 3 și acum Fetch la etajul 4, da? Ok, deci am stabilit. Șansa vieții, mai puțină, bună, cu cât se duce mai sus, cu atât șansa vieții scade. Acum, dacă ne uităm în prezent unde este proiectul față de all-time high-ul din septembrie 2021, de curiozitate este la 42% și week-ul a avut la 39%. Uitați-vă cât de bine a recuperat. Acum, strict, ca și analiză. Poate vă ajută pe alte proiecte pe care voi le urmăriți. Ce a făcut Fetch, la fel ca și Bittensor Tao și la fel ca și multe alte altcoin-uri? După niște pump-uri foarte mari, a făcut retrace-uri pe Fibonacci, probabil e 0.618. De ce să zicem probabil? Hai să verificăm, numai de curiozitate. Hai să vă mai învăț ceva, ca să nu mai dați banii la alții pe cursuri. Mergeți și căutați de unde a venit impulsul de creștere. Luați acel low, puneți Fibonacci de jos, mergeți până în high-ul avut și după a urmăriți zonele de retrace. În general, probabilitățile sunt ca multe proiecte să meargă spre 0.69 pe Fibo, unele mai răsărite, mai puternice, cu mai mult hype, țin la 0.5 și unele mai slăbuțe merg la 0.786, poate 0.886. Dar, în general, când faci așa o medie, majoritatea corectează la 0.618 pe un trend, pe un uptrend, aia suntem pe, acest trend este pe foarte multe proiecte și unde a fost 0.618. Trasat, cum v-am zis, la 0.5027. Păi unde a dus corecția 0.5079, adică un pic mai sus decât 0.618. Ce v-am zis tot timpul, nu folosiți exact motamo acest nivel. Puteți pune order un pic mai sus, să fiți sigur că vă intră. Cine vrea așa să fie mai trader, că el știe că se duce mai jos de 0.618, îl pune un pic mai jos. Cine e investitor, preferă să-l pune mai sus, nu se mai uită că a cumpărat cu 1% mai mult decât week-ul ăsta și era fericit. Acum ar fi avut pe aceste cumpărături, în 2 săptămâni, oarecât. Dacă cumpăra un pic mai sus de Fibo, hai să ne punem mai sus de Fibo, avea 43,66% la week și aici avea 35%, în 2 săptămâni. Bun, a zice, unde mai facem noi asemenea câștiguri pe termen atât de scurt? Puteți obține și reward-uri, puteți spune la stake tokenii și atunci câștigi din două direcții. De aceea cripto e fenomenal, deci sunt îndrăgostit de cripto. E bursa la pătrat. Da, asta poate facem un video separat și acum hai să revenim la analiză. Păi, care e zona de suport pe Fetch? Păi, zona asta, pe termen așa mai lung, ar fi 0.61885. Evident că prețul poate să țină și mai jos, adică mai sus, la 0.67, dacă e interes hype și de aici să pompeze mai sus. Rezistența, ia uite, a testat odată aici, la 0.79, e de la 0.79 până la 0.90 și după aia, de asemenea, când va cuceri 0.90, scrie pe acest proiect all time high. Ce am zis eu mai de mult? All time high. Deci acest proiect va face all time high. Chiar dacă eu nu-l dețin, asta nu înseamnă că eu nu pot să analizez într-un mod obiectiv un proiect. Asta vă recomand și vouă, să lăsați biasul din orice gândire, orice analiză. Chiar dacă nu dețineți un proiect, nu dați, o să zic așa, cu noroi pe analiza tehnică. Acest proiect îți arată că merge frumos, merge ceas, pump mare, retrace, support, higher, low, pump mare, retrace, support, higher, low, tâc, tâc, se duce, etajul 1, 2, 3, 4, etajul 5, etajul 6, etajul 7, cu cât urcă pe etaje, cu atât veți face mai puțin bani, cu atât cresc riscurile, să vă treziți că cădeți la un etaj de sus și vă spargeți capul, long term, mare grijă. Sper că nu v-ați speriat și nu luați că vă vreau răul, vă încerc să vă prezint așa tot felul de comparații ca să fie ușor de înțeles. Și mergem la AGX. Iară mi s-a deschis alt grafic, numai puțin. Un alt proiect pe inteligență artificială, îl găsiți analizat de mine pe fundamente. Ia uite ce desene aveam eu,
tot așa aveam pus FIBO când l-am analizat și al naibii de coincidență tot la 0.618 a ținut. E doar o coincidență, evident. Nu există, nu. Doar, e doar norocos. Atunci ne uităm. Și ce a făcut acest proiect? Etajul 1, etajul 2, etajul 3, etajul 4. Deci suntem similar ca pe celelalte proiecte. S-a făcut aici, aici era oportunitatea vieții. După aia, după pump-uri mari, ai așteptat, s-a făcut un higher low. Uite, unde am avut o desenat de multă vreme zone de suport. A ținut și după aia pump din nou. Și ce fac foarte multe proiecte? Urmăriți EMA 21 pe weekly. De aceea folosesc foarte puține medii mobile, folosesc doar ceea ce funcționează. Ce a făcut prețul după ce a testat și a ținut în 5 februarie EMA 21 pe weekly? Pumpit! Cât a pompat în 2 săptămâni? Hai să vedem. Din week până în week, 60%. Atunci, revenim. Unde este AGIX? Este într-o zonă de rezistență. Uitați-vă aici, a fost foarte multe atingeri din 6 februarie 2023, deci de acum un an. Aici va sta un pic, va dura până să poată să spargă toată zona asta. Este o zonă mare de rezistență. Hai să o și desenăm, să rămână pe grafic. Uite tot ce e aici. E, efectiv, aici stau urșii și numai dau un cap, dau un cap. Cum încearcă prețul să crească? Bău, îi dă una, să o dea în jos. Dar la un moment dat, în timp, cu răbdare, după ce poate mai încearcă așa, mai încearcă, mai cade, poate vine așa, nu știu, depinde, poți să țină doar mai sus. O să vedeți, bău, o să îi rupă pe toți urșii, o să ia suport și o să se ducă așa. Pe termen mediu și lung. Nu înțelegeți că de aici se duce aici. Se duce, dar nu de pe azi pe mâine. Și atunci, zona de suport, pe prima zonă de suport ar fi zona asta de 0.35-0.36, aici trebuie să țină prețul ca să ai o continuare agresivă în sus. Ia uite-l frumos. Și aici poți să vină să țină și pe aia, bum, să se ducă mai sus. Dar zona aceasta va fi un pic mai greu de cucerit. Va fi un pic mai greu de spart. Pentru că există bag holders. Asta e diferența între un proiect vechi și un proiect nou. Pe un proiect vechi, deși mulți poate au vândut și au luat profit sau au rămas din de aici, când au cumpărat în all-time high, au crezut că se duce la cer, și nu toți au vândut. Și atunci când ajunge la break-even, adică sunt pe zero, mulți care încă n-au înțeles jocurile în spațiul de investiții o să vândă. Atunci, de aceea, pe foarte multe grafice, vedeți la proiecte vechi, că se chinuie în anumite zone. Pentru că trebuie să se lupte, să depășească toată presiunea de vânzare a celor care au rămas agățați, ca să zic așa. Pe proiectele noi, care acum se lansează, de aceea performează mai bine pe termen lung și mai ales pe termen scurt, pentru că nu are cine să vândă, când toată lumea e în profit, pentru că nu ai deținători din trecut. De ce să vinzi? Toată lumea vrea mai sus, mai sus, și atunci nu vinde. Ok, trecem și la Ocean Protocol, la fel e analizat pe canal, îl găsiți, cum am zis, intrați pe YouTube, CryptoDan Ocean Protocol, căutați. Și aici, uite ce am mai tot desenat eu cu membrii pe live-uri. Când calculam target-uri pentru bull market și aici chestia, ce coincidență, unde a dus acest pump? Exact în FIBO 0.236 pe time frame mare. Și vedem că am mai avut aici o încercare în decembrie 2023 și a căzut. Am mai încercat o dată în februarie 2023 și a căzut. Deci am încercat o dată, două, acum e a treia oară. Ce-mi place mie să glumesc aici pe canal, la 4 ore, oare ce credeți că face? Care sunt probabilitățile? Hai că știți, sunt curios, lăsați un mesaj. Cu ocazia asta a ajutat și algoritmul YouTube să promoveze acest video. Ce credeți voi că va face Ocean Protocol a 4 oară? Dar a 5 oară? La un moment dat o să facă ceva. Sunt curios ce credeți voi, vă zic, vă răspund la mesaje, ceea ce cred eu, nu vreau să zic acum ca să nu stric petrecerea. Și acum ne uităm frumos pe grafic. Și în momentul în care a cucerit EMA 21 pe weekly, am fost aici ceva fake străpungere sub, s-a dus, a pompat în 2 săptămâni, cât s-a făcut? Cât s-a făcut? Mai puțin ca celălalt, 38%. Cu ocazia aceasta, vă mai zic încă o dată, uitați-vă cum performează anumite proiecte, deși sunt pe aceeași nișă. Deși avem, ați văzut acea știre super tare din partea celor de la OpenAI,
cât de mult a pompat Ocean, cât de mult a pompat BitTensor Tao, cât de mult a pompat AGIX, cât de mult au pompat următorii token pe care ne uităm. Și atunci vă puteți face așa idee, asta e ce cred eu, care are mai mult hype, care are mai mult potențial să performeze și în 2025. Și când ne uităm așa pe grafic, rapid, pentru că nu l-am mai desenat de ceva vreme, cred că nici bada. Ban, nu l-am desenat. Următoarea zonă de rezistență, dacă ar lua suport acest FIBO, ar fi la 0.74. Dacă de aici zice că își mai am încă o dată un reject pe termen scurt așa, o să avem suport la 0.47-42 și ulterior mai jos la 0.40. Depinde ce vrea să facă prețul și acum trecem la celelalte proiecte mai micuțe, mai necunoscute. Nu le-am analizat până acum pe grafic. Și începem cu PAL. Acesta este graficul. Suntem pe weekly timeframe de investitori. Vedem aici acest pattern, îi spune descending triangle. Este în general un tipar bearish, dar bearish când vine din continuare, adică să fi venit de aici ceva de genul și prețul merge așa. Și atunci era tipar de spargere în jos. Cu ocazia asta încerc să vă mai prezint și așa tipare de trading, dar cam toate pattern-urile de trading sunt tipare de continuare. Adică, dacă prețul ți-a venit de jos, adică era uptrend, și acest tipar, descending triangle, are probabilitățile, șansele mai mari, cum este un pattern de continuare, să ai spargerea în sus, adică să-ți continue de unde a venit. Și acest lucru s-a întâmplat pe acest proiect și dacă vreți să și calculăm așa cum calculează traderii targeturile, calculați de aici până aici nivelul de spargere, puneți în momentul unde a spart, eu l-am pus deja, în teorie are un target să meargă până la 0.34 acest proiect și ulterior poate să existe ceva corecții, pot să vină și mai repede corecțiile, aia nu înseamnă că va duce exact până 0.34, asta e teoria, pot să ducă un pic mai sus, un pic mai jos. Acum despre proiect, nu știu să vă zic mare lucru pe partea de fundamente, astăzi ne uităm doar pe partea de analiză tehnică, dacă voi cunoașteți proiectele, lăsați un comentariu dacă sunt bune sau nu, să vadă și celelalte persoane care urmăresc canalul, poate îi ajută și pe ei. Acum, de asemenea, moneda asta este în price discovery, suportul așa pe termen mediu și lung ar fi la 0.22, rămâne de văzut ceea ce va face. Trecem la următorul proiect. Îi spune NMR. Să vedem ce face. Tot inteligență artificială. Mergem aici frumos pe weekly să vedem ce ne arată acest proiect. Uite așa arată. Mi se pare o coincidență. Faptul că în momentul în care a ținut EMA21, testat de două ori pe weekly, a venit pump-ul frumos. Chiar mai credeți în coincidențe în acest spațiu de investiții? Ce să zic? Coincidența a făcut, după ce a testat și a ținut suport, să crească 100%, adică s-a dublat prețul. Vi se mai pare o coincidență că după orice pump vine și o corecție și ulterior se caută suport pentru continuarea trendului? Ia uite! După pump-ul ăsta mare, a venit și corecția și a ținut exact unde trebuia la suport, la 23.33 și atunci a venit pump-ul care încearcă să-ți facă un nou all-time high pe termen scurt. Adică să-ți cucerească zona aceasta de 30.73. Acum dacă ne uităm strict așa mare ca investitori, următoarea rezistență mare pe acest proiect e la 34.09. Suportul este aici la 23.44 și la fel ne jucăm aici 1. Etajul 2 este doar la etajul 3, spre deosebire de alte proiecte. Acum, când ne uităm față de All Time High, este la minus 70%. Deci mai are încă potențial de creștere. Și dacă acest proiect nu face All Time High, se vor face bani frumoși. Dar, prima dată, analizați-l din punct de vedere fundamente și ulterior investiți. Momentan, stă frumos, s-a testat și stă la etajul 3.
În timp, acest proiect va ajunge la etajul 4. Aoleu, ce scuze. Ajunge la etajul 4. Urmăriți, v-am zis, cine e investitor și a făcut research-ul. Cât timp pe etajul 3, încă e bine. Salvăm, mergem la un alt proiect. CTXC, tot așa de inteligență artificială. Și acesta arată mult mai pompat. E la alt etaj deja, nu? Deja se vede de la o poștă. Hai să dăm așa cu zoom. Și pe această corecție s-a testat aproape EMA 21 și după aia a venit interesul, s-a dus și mai sus. Probabil că și aici FIBO s-a apropiat de nivelurile pe care le-am tot zis. Hai să ne uităm dacă tot poate a fost diferit pe acest proiect. Deci de unde a venit pump-ul? Din zona aceasta, da? Deci luăm zona aceasta de low, mergem pe zona de high și vedem unde a venit ulterior corecția. 0.618 este la 0.28 și uite ce chestie a dus prețul până la 0.2685. Încă o coincidență, acest FIBO 0.618, Dumnezeule. Și atunci ne uităm. Nu mai desenăm acum etaje, ați înțeles cum gândesc eu, cum văd eu un grafic și ne uităm unde ne aflăm în prezent. Deci am dat cu capul de această rezistență foarte mare, care e, aoleu, ce uică a fost aici. E aproape de all time high, deci în momentul în care proiectul ăsta va lua suport 0.62, se duce în timp, de asemenea va încerca spre acest all time high din decembrie 2021. Momentan încearcă. A luat de două ori reject, înseamnă că n-a putut din prima. Și aici, ce vreți să vedeți voi, cei care ați cumpărat mai jos, că stă, se chine, stă, consolidează și la un moment dat, bu, se spargă. Și dacă de aici nu reușește și corectează, următoarea așa zonă de suport, conform candlele, ar fi la 0.4772 și ulterior din nou la 0.35. Dar proiectul arată foarte bine pe grafic, uitați-vă și voi. Low, higher low, higher low, consolidează, vrea mai sus. Și dacă de aici v-am zis, corectează din nou, hai să ne uităm, recreăm aceeași chestie, de unde a venit pump-ul? Păi, de aici, puneți FIBO, da? Puneți până în high și vedeți, ne uităm, aia nu înseamnă că o să ducă tot timpul. Care sunt zonele de suport? Păi 0.382 e primul, e aici unde a fost și week-ul, unde ne s-a cumpărat. Pe 0.5 la 0.49 și se potrivește cu acest wick de pe grafic și 0.618 se potrivește cu toate aceste atingeri, cea mai bună zonă de acumulare, cei care n-ați cumpărat nici la etajul 1, 2, 3, e aici la 0.618, dar asta nu înseamnă că 100% acest preț de aici corectează, nu, poți să-ți consolidezi, să meargă și mai sus și atunci și aceste niveluri de Fibonacci, de zone de suport pe retrace, poți să, adică nu, o să fie diferite. Hai să ștergem, să nu aglomerăm graficul, salvăm, mergem la următorul proiect de inteligență artificială, îi spune CQT și arată cam așa. Deci acest proiect e departe de all time high, mare, mare grijă să știi și acest lucru, all time high-ul l-a avut în 9 august 2021, deci proiectul ăsta s-a făcut all-time-high înainte să facă topul Bitcoin și după efectiv a fost un ghilimele rug pull pe termen lung, doar în jos, în jos, în jos, în jos. Oare cât a căzut? Deci bag mâna în foc, ăsta a avut minus 97-98%, nu mai să ne. Dacă am dreptate, mergem până low, unde l-a avut pe aici. 96-69, deci cam pe acolo. Când a ajuns aici și era mort, s-a făcut un double bottom între septembrie 2022 august cu 11 septembrie 2023 și ulterior ce a făcut? S-a testat, s-a ținut EMA 21 9 octombrie când era 0.10, pump, continuare, da? Hai să fac cu zoom să se vadă mai bine. Deci, s-a testat în 9 octombrie la 0.10, a ținut pump, din nou corecție, din nou a
căutat suport la EMA 21, din nou a ținut. Deci trendul ascendent îți spunea, mă duc mai sus, mai sus. Uite că există interes, cumpără-mă până sunt ieftin, cumpără-mă. Și după aia s-a venit un pump și mai mare și după aia s-a dus spre zona foarte mare de rezistență și din nou ce-a făcut prețul. Ce coincidență, din nou a corectat spre EMA 21 pe weekly. La fel, ca și aici, ca și aici și acum este aici. La o zonă de suport foarte mare și aici, după cum arată week-ul, au fost cumpărători, dar și vânzători. Dar ține, cât timp ține EMA 21 pe weekly, care e la 0.1951, arată foarte, foarte bine, long term. Oare cât a avut corecția acest proiect? Minus 40%. Dar oare pe FIBO cum arăta această zonă? Păi ia să vedem. 0.69 pe FIBO ar fi la 0.2025 și proiectul a dus un pic mai jos de FIBO 0.618 și a oprit la corecția la 0.19. Și dacă ați fi luat la 0.2025, era la un discount pe termen scurt de 38% aproape. Bun. Hai să ne dăm cum arată acest proiect. Ca investitor, deci, double bottom, higher low, higher low, s-a lovit de această rezistență foarte mare. Uitați-vă aici cât de mare a fost suportul în iulie 2021 și ulterior în martie 2022 până efectiv a crăpat fundul și s-a spart. Așa trebuie să înțelegeți voi. Este ca un butoi. Aici a lovit până efectiv a spart fundul butoiului și s-a prăpădit. Și acum încearcă din nou să ajungă aici. Aici aveți seama că există mulți bag holders care vor vinde. Când va reuși să ia suport 0.35 pe weekly și aici să consolideze, o să vină ceva pompări mai mari, raliuri mai mari pe acest proiect spre 0.43, ulterior 0.74 și aici va fi o zonă foarte mare de rezistență de la 0.86 până la 1.08 pe termen lung. Aici la 1.08 efectiv se va lovi de un zid, un zid de urși care vor spune na, treci la pământ, puf, o să dea în el. Până acolo are ceva de tras și acum cred că e la mult față de all time high, de seama șanse. Hai să vedem, dacă are șanse de all-time high acest proiect, n-are șanse de all-time high și acum e la minus 91%, dar are șanse să facă X frumușei pentru cei care ați făcut research din punct de vedere fundamente pe acest proiect. Acum, numai așa ca și fapt divers, vă mai prezint încă o dată. Hai să prezint. Sper că nu iasă un video foarte lung. Mergeți din high, puneți un FIBO până jos, până la bottom și, în general, și proiectele în ciclurile trecute care au fost cele mai blege, ca să zic așa, au dus până la 0.382 pe FIBO. Și uite ce se potrivește și cu această zonă. Deci are șanse foarte mari să facă 0.84. Cele care au fost așa mai cu vână și totuși nu au făcut all-time high au mers până la 0.5. Deci cam pe aici ar fi zonele cel mai bearish scenariu, ca să zic așa. Dacă merge mai sus, este doar un bonus. Doamne ajută! Ok, salvăm. Mai avem doar două proiecte de inteligență artificială pe ziua de astăzi, pe video. Nu disperați, mai răbdați un pic. Arham, RKM, la fel am video despre fundamente, găsiți pe canal, căutați cum am învățat și ia uite ce coincidență. FIBO 0.61 pe această corecție era la 0.49, aici era și EMA 21 pe weekly, ceea ce încerc să vă zic tot timpul, cu cât din două direcții, 3-4, câte vreți voi, arată același lucru, cu atât acel suport sau acea rezistență este mai puternică. Și atunci aici aveai confirmarea că e un suport foarte, foarte mare și erau șanse să facă bounce. Și ce a făcut acest proiect, la fel ca și celelalte altcoins care se află într-un uptrend, merge ceas. Deci pump, retrace, EMA 21, pump și așa mai departe, retrace. Și dacă face retrace, merge aici la FIBO 0.236, la 0.66 și se duce și se duce. Acest proiect vrea să-ți facă un all-time high, el va face anul acesta 100%. Eu zic că va depăși, uite că aici am pus un pic greșit, va depăși zona de 0.88 anul acesta. Nu mă întrebați când, pentru că nu sunt pasionat să fac pe geniul sau pe că eu am un oracol și așa mai departe. Nu, doar vă zic că arată foarte bine. Și a mers ceas, ceas, ceas. Uite, etajul 1,
etajul 2, etajul 3. Faceți-vă research dacă vreți să investiți, să țineți pe termen lung, până nu e la etajul 4. Tot ce pot să vă zic, v-am zis și zonele de suport și zonele de rezistență, trecem la ultimul proiect pe ziua de astăzi, este AGRS, tot așa pe inteligență artificială. Uităm frumos pe grafic și uite cum arată acest proiect. Ia uite. Deci ăsta e la etajul 11. Dă seama că a pompat aici în 2 săptămâni ca un animal, efectiv. Efectiv, fără milă. Deci s-a dus în acest week 1463% în 2 săptămâni. Oh my God! De ce nu mi-a zis nimeni să cumpăr acest proiect? De ce, Dane, n-ai studiat proiectul ăsta să cumperi? Și dacă băgam 1000 de dolari, eram... ce bine eram. Acum, hai să revenim la grafic. Poate vă ajută și pe voi să înțelegeți unde trebuie să cumpărați în anul 2024 alte proiecte. Ce a făcut? S-a testat IMEI 21 pe weekly și a ținut. Păi aici face mare. Ce v-am tot zis? Ce se întâmplă într-un trend ascendent când testează și ține ca și suport? Bounce. Și ce bounce? Deci s-a făcut un bounce atât de mare încât s-a spulberat efectiv rezistența de la 0,53. Aici, vă zic eu cum gândesc traderii, aici traderii au vândut, pentru că ei aia știu. A, cumpăr aici, vând la rezistență. Un investitor știe că toate aceste mișcări pe termen scurt sunt chestii banale și banii nu se fac așa. Deci în loc să te bucuri la 117% câștig, tu acum ai 1000% câștig. Încercați, vă sfătuiesc, nu știu cum să mai zic pe canal, fiți investitori, nu mai gândiți ca un trader. Nu mai urmăriți persoane pe YouTube care vă bagă în cap să fiți traderi. Și cei care se dau investitori pe YouTube și sunt vechi, majoritatea sunt traderi în gândire. Și nu dau nume. Vreau voi singuri să fiți sinceri cu voi, fiți obiectivi și ascultați ceea ce urmăriți pe YouTube, ceea ce vă spun influencerii. Eu vă zic să țineți de monede bune pe termen lung. Că e păcat pentru 100% să te bucuri că ai făcut 2x, să ratezi 1000 de x. Acum, acest proiect vrea să ajungă la all-time high, la 4,11 pe termen mediu, anul acesta sau anul viitor, 100% asta va fi aici, în momentul în care va lua suport de aici, se va duce rapid într-un price discovery uriaș. Acum, dacă ar mai fi ceva corecții, uite, zona asta poate, cine e interesat la 1,80, poate aici la 1,42, dar toată această zonă foarte, foarte mare, deși poate părea uriașă din 8 martie 2021 până în 17 februarie 2024, deci aproape 3 ani, 2 ani și 11 luni, este doar o zonă foarte, foarte mare pe termenul de reacumulare. Asta se întâmplă pe proiecte cripto. Aici stau moarte, neinteresante, până efectiv se schimbă supply-ul, se acumulează de către investitori și efectiv răstoarnă toți vânzătorii, îi lasă leșinați, îi rezolvă pe toți. Acum, dacă intrăm așa în detaliu, vă dați seama că și aici au fost, cum îmi place mie să glumesc, etajul 1, etajul 2, etajul 3, deci ăsta efectiv, etajul 4 n-a mai existat. Și atunci, cu acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru vizionare. Mare, mare grijă în spațiul cripto. Încercați să nu mai gândiți ca niște traderi. Încercați să căutați proiecte bune cu fundamente pe termen lung, să le țineți pe termen lung. Nu vă bucurați doar la ceva gain-uri pe termen scurt. Vă zic din experiență, de la alte persoane, aud tot mai des și la lucru și citesc pe Reddit și prin alte medii sociale. Am avut, am vândut, s-a dus mai sus, băgam iași. Păi știți voi ce, mai bine le țineam. Vreți să fiți și voi ca acele persoane care efectiv au cumpărat la niște zone incredibile, long term, proiecte bune și s-au grăbit și le-au vândut. Nu mai faceți aceleași greșeli. Încercați să fiți investitori. Dacă nu reușiți, nu știu, scrieți-mi, încerc să vă învăț, să vă sfătuiesc, dar nu vindeți prea repede. Marea, mare greșeală a multor persoane,
Așa s-a întâmplat și în 2021 și în 2020, au vândut mult prea repede, n-au avut răbdare să aștepte nebunia, să aștepte explozia, să aștepte bull market-ul acela agresiv. Momentan suntem într-un uptrend pe multe proiecte, o să mai fie corecții, dar încă n-am ajuns în acea etapă, ultima etapă de euforie, de nebunie. Când o să auziți cripto, cripto în stânga, cripto în dreapta, cripto în Kaufland, cripto în autobuz, cripto șoferul de Uber, cripto și femeia de serviciu și nu fac niciun mișto că n-am treabă. Fiecare om muncește și foarte bine că își câștigă pâinea, nu am treabă, nu consider că ar fi mai sub noi sau așa mai departe, o să ajungă și o să vorbească de cripto. Atunci sunt momentele când ar trebui să fiți cu întrebarea, bă, dar nu cumva suntem totuși cam sus, nu ar trebui deja să încep să iau profit, că prea, prea toți vorbesc de cripto. Până atunci, suntem ok. V-am prezentat și videoul de joi. Interesul pentru cripto pe retail, conform Google Trends, în continuare e mic. Eu încă n-am auzit pe nimeni la Kaufland, când nu fac cumpărăturile sau la Lidl, să vorbească de cripto. La lucru, la mine în birou, începe să se vorbească, dar așa la un nivel 1, 2, 3. Nu e ca în 2021. În 2021, toți în birou, doar cripto vorbeau. Mergeam la masă și numai cripto, cripto, cripto. Cardano-i viitorul, aia face nu știu cât. Bă, cât am făcut, mamă, cât am profit. Și marea majoritate dintre ei nu au vândut. Și ce au făcut? Au ajuns pe gaură, mare, în bear market și acum știți cum gândesc majoritatea din colegii mei. De-abia aștept să ajung pe break-even, pe zero, să vând. Exact ce m-am zis, backholderii o să tragă în jos proiectele vechi. Cu acestea fiind spuse, pa, pa, vă mulțumesc, weekend plăcut, ne reauzim data viitoare.